În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, părinților, maicilor, surorilor, fraților, surorilor de acasă, Hristos a înviat! Ne aflăm în cea de-a doua duminică după Paști, așa numită a Sfântului Apostol Toma. Și din copilărie și de mult timp am fost obișnuit și eu și poate și frățiile voastre să îl numim pe Sfântul Apostol Toma, Toma Necredinciosul. Și cumva această duminică însemna pentru noi restabilirea lui între ceilalți, alături de ceilalți, în unitatea asemănătoare celorlalți. Însă, intrând în relatarea evanghelică, fără grabă, putem înțelege mult mai mult decât atât cât se spune în general în popor și între noi. Analizând traiectoria, prezența Sfântului Apostol Toma între ceilalți apostoli și până la urmă în interiorul evenimentelor care se succed în preajma învierii Domnului Hristos. Evanghelistul Ioan îl numește geamnul, de altfel în limba aramaică, Toma înseamnă tocmai acest lucru, geamnul. Există multe explicații pentru ce înseamnă geamnul în cazul său. Eu m-aș opri doar la una singură. Sfântul Apostol Toma este geamnul meu. Este geamnul nostru, poate. A celor care trăim sentimente și atitudini foarte diverse în viața noastră personală, în relația noastră cu Dumnezeu. Și dacă este să facem o retrospectivă scurtă a vieții apostolilor, a atitudinii, a trăirilor apostolilor în preajma acestor evenimente și după imediat înțelegem despre ce este vorba. După Vinerea Mare, când Domnul Hristos a fost răstignit, când a murit pe cruce și apoi a fost și înmormântat, trăirile ucenicilor cred că n-au fost unele ușoare. Și dacă este să ne ducem cu gândul departe atunci, în vremea lor, înțelegem mai bine acest lucru. De ce? Pentru că ei își puseseră toată nădejdea în Domnul Hristos. Că El era cel care avea să îi mântuiască. Și totuși, în văzul lor, al tuturor, Hristos a fost răstignit și Hristos a murit pe cruce. Și l-au și pus în mormânt. Și acum atitudinea, haideți să o numim așa, cea mai omenească, nu duhovnicească, cea mai omenească, cea mai rapidă, care este? Ce poți să te mai aștepți de la un mort? Chiar și un mort care făcuse foarte minuni, multe minuni înainte. Dacă este pus în mormânt, în fața unui mormânt, nu te mai poți aștepta la mare lucru. Din momentul în care Hristos zăcea în mormânt și până când ei înșiși s-au întâlnit cu El înviat, cred că trăirile lor au fost foarte grele. Suferință multă și mai mult decât suferință, deznădejde. Și această deznădejde este exprimată și de apostolii, de ucenicii Domnului Luca și Cleopa în drum spre Emaus. Că ei, întâlnindu-se cu Domnul, fără să știe că este Domnul, ce i-au zis? Că El, noi credeam că El este Cel care avea să ne mântuiască. Și acum sunt 3 zile de când El zace mormânt. Greu, grea trăire trebuie să fie avut în acele momente. Ei care L-au urmat pe Hristos și acum, conștienți fiind că El se află în mormânt, ce mai pot spera? Așa că și Sfântul Apostol Toma, ca și ceilalți, dar acum ne referim în mod special la el, a trăit o perioadă foarte grea. Aceea între răstignirea Domnului și înmormântarea sa și învierea lui, dar mai exact decât învierea lui, momentul în care el însuși a luat contact cu Hristos cel înviat. Până la urmă, Domnul Hristos
Vedeți că îi încredințează pe apostoli și pe cei apropiați de învierea Lui, indiferent de trăirile lor. Și acesta este motiv de optimism pentru noi. Că sunt convins că și noi de foarte multe ori, chiar și monahi fiind sau credincioși apropiați ai bisericii, acolo, în chilia noastră, în cămăruța noastră, trăim tot felul de sentimente. Ne bucurăm de prezența Domnului în mânghiere, în rugăciune, în descoperirile pe care Dumnezeu le îngăduie uneori, dar trăim și suferințe, trăim și deznădejdi, trăim și necredință. Și cred că nu este nimic neobișnuit în a ne recunoaște și necredințele noastre uneori. Cu toate că suntem poate de zeci de ani în biserică și în jurul lui Hristos și ne împărtășim foarte des, totuși trăim și necredință. Și până mă vedeți că așa este omul. Și de aceea am zis că Toma este geamănul meu. Este geamănul nostru. Pentru că ne exprimă pe noi ceea ce suntem noi. El a fost curajos, dacă este să ne uităm puțin în istoria vieții lui, atât cât putem ști din Sfânta Evanghelie. Pentru că în momentul în care Domnul Hristos le-a pomenit despre patimile sale, Sfântul Apostol Toma, ca un bărbat curajos, a zis să mergem și noi să murim cu el. Așa a zis. De altfel și Petru a zis că dacă toți se vor lepăda, eu sigur nu mă voi lepăda de tine. Și noi cred că am zis de multe ori lucrul acesta. Dacă toți se vor lepăda în lumea aceasta, eu sigur nu mă voi lepăda. Și apoi numai noi știm cum am trăit lepădarea, iarăși zic, în chiliile noastre, înaintea lui Dumnezeu, cu sinceritate. De câte ori nu l-am lepădat pe Domnul, prin atitudinele noastre și poate chiar prin necredințele noastre. Prin gesturile de necredință. El a zis să mergem să murim cu el. Și apoi tot el este cel care, împreună cu ceilalți, s-a ascuns. În jurul crucii nu avem foarte multe persoane. În jurul crucii avem pe Maica Domnului, care l-a iubit cel mai mult și care nu putea să lipsească, și pe Apostolul Ioan, despre ei știm. Și femei de vrenoțițe care stăteau mai îndepărtare, puțin mai îndepărtare, însă apostolii ceilalți au cam fugit toți. Inclusiv Sfântul Apostol Toma. Și în ziua Învierii, după masă, noi știm că Domnul Hristos a arătat și erau numai 10 de față, din cei 11 rămași acum, fără Iuda. Sfântul Apostol Toma lipsea. Nu știm unde a fost. Poate să fi fost răbditor și să fi dus în stânga, în dreapta, să vadă ce se mai întâmplă. Nu știm asta. Dar oricum el lipsea de acolo. Și când a venit și au spus ucenicii ceilalți că l-au văzut pe Domnul, n-a fost convins. Sau haideți să zicem că, așa cum era firesc, și el vroia să aibă această experiență a întâlnirii cu Hristos. Nu doar să audă din vorbe de la ceilalți, fie ei și prietenii cei mai buni. Că nici pe noi, până la urmă, nu ne mulțumește faptul că vreuna dintre maici sau chiar un părinte mai deosebit ne spune că l-a întâlnit pe Domnul. Noi ieși ne-am vrea să-L întâlnim pe Domnul, nu-i așa? Cred că toți care suntem astăzi aici, în această frumoasă bisericuță, ne-am dorit să-L vedem pe Domnul. Să-L întâlnim pe Domnul, într-o formă sau alta. Nu doar să știm din Evanghelie că El se arată, sau că unii părinți sau maici duhovnicești au trăit această experiență, ci eu, Doamne, eu vreau să Te întâlnesc. Eu vreau să Te văd. Eu vreau să Te simt. Și experiența mea să fie de plină. E tare greu să trăiești în suferință și în deznădejde. Dar nu e ușor nici să trăiești bucuria. De ce? Pentru că nici în bucurie nu poți să pătrunzi de plin și deodată, pentru că nu ești pregătit. Ni se întâmplă și nouă în viață. Sunt convins de asta și veți da dreptate. Că atunci când afli o bucurie foarte mare, când ți se spune ceva, ești rezervat. Ca nu cumva să anticipi bucuria de fapt să nu fie adevărat. Nu poți să plonjezi pur și simplu în bucuria pe care ți-o vestește cineva. Și de regulă mai aștept să vezi cum e. De ce? Pentru că dacă intri prea rapid în bucurie și nu e reală, nu e adevărată, apoi suferința e mai mare. Și noi știm să ne ferim de asta. De aceea când auzim ceva prima dată, mai verificăm. Oare sigur e așa?
Și dacă sigur e așa, apoi avem și noi curajul să ne bucurăm. Așa era și cu Sfântul Apostol Toma. Nu e vorba pur și simplu că era necredincios, cum se spune. Ci era mai înainte de orice. Această rezervă, precauție, să vadă dacă cu adevărat este această bucurie, adică el însuși să vadă. Și al doilea lucru foarte important este că avea nevoie el însuși de experiență. De experiență directă a lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care nu se transmite de la un om la altul este experiența. Chiar dacă cineva dintre frățiile voastre are o experiență directă a lui Dumnezeu, poate să spună despre așa ceva, dar celălalt nu poate să primească experiența sau intensitatea trăirii experienței celui care o comunică. Niciodată. Pentru că experiența este personală. Și era foarte firesc până la urmă ca și Sfântul Apostol Toma să-și dorească să-L vadă pe Hristos, la fel cum l-au văzut și ceilalți 10. Și le-a spus lucrul acesta. Dacă nu voi vedea eu însumi pe Hristos, nu voi crede. Nu știm cum o fi trăit în cele 8 zile din momentul în care ucenicii, confrații săi, i-au spus că l-au văzut pe Domnul până când el însuși să vadă pe Domnul. Nu, astăzi este 8-a zi. Dar putem bănui, putem să facem un exercițiu de imaginație. Ce-o fi gândit Sfântul Apostol Toma în tot intervalul acesta? Doamne, eu n-am fost vrednic? Ceilalți 10 te-au văzut? Au stat cu tine la cină? S-au bucurat de tine? Și pe mine mă țin încă o săptămână? Zic eu acum, pentru că acum se întâmplă, dar putea să fie foarte multă vreme. Putea să zică lucrul acesta. Doamne, n-am fost vrednic, iartă-mă, n-am fost vrednic, sau poate să se frământe și mai tare, să-și arate nemulțumirea. De ce, Doamne, eu, tocmai eu, n-am avut această bucurie să te văd și ceilalți au avut-o? Nu știu. Au fi putut să fie multe trăiri în tot acest interval, însă cred că râvna de a-L întâlni pe Domnul era foarte prezent. Deci, Doamne, nu mai pot fără Tine. Viața mea n-are sens fără Tine. Dacă ai înviat din morți și te-ai arătat lor, trebuie să-mi dai și mie un semn. Și apoi, în 8-a zi, vine în același loc unde se aflau cei 10, de acum 11 ucenici. Și aici e un detaliu foarte important. În zi de duminică, în spatele ușilor încuiate, ascunși de frică. Cele trei elemente descriu foarte bine și timpurile în care noi ne aflăm și pe care le-am mai pomenit. În zi de duminică, când noi ar trebui să fim în biserică, în casa lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu stă închis în case. Închis în case, încuiat în case, izolat, cum se spune acum, de frică. Și atunci vine Hristos. A doua oară de acum, a 8-a zi. Și se arată ucenicilor, dar ucenicii ceilalți probabil că nu mai aveau nevoie de prea mult. Că ei văzusele și știau că înviase. Dar avea nevoie Toma. Și s-a îndreptat direct spre el. Toma, vino! Vino și atingeți cu mâinile tale semnele cuielor și coasta mea. Și nu fi necredincios, ci fi credincios. N-am mai avut nevoie Sfântul Apostol Toma să mai atingă, că nu ne mai spune Evanghelistul Ioan că ar fi venit să pună degetul, că nu mai ai nevoie. Când Domnul te cheamă pe nume, nu mai ai nevoie de altceva. Până atunci, da. Așa suntem noi oameni, avem nevoie să punem mâna. Simțul văzului este cel mai complet dintre cele 5 simțuri. Când auzi ceva, există și expresia asta. Mi s-a părut că am auzit, nu? Dar nu ești sigur. Dacă cineva spune că nu-i nimica, îi dai crezare. N-a fost nimic. Miros cu atât mai mult. Dar când e vorba de văz și simțul tactil, când pui tu mâna, atunci pare să fie mai adevărat. Deși nici atunci nu e foarte adevărat, că mi se întâmplă și asta. Am văzut, nu știu ce zicem noi, și celălalt zice, ți s-a părut, n-a fost nimica. Și îl credem. Îl credem, n-a fost nimica. Dar așa e omul. Vrea să pună mâna. Dar de fapt, Hristos, în dialogul pe care îl are cu Toma, a 8-a zi, schimbă perspectiva. Și zice așa, că sunt mai fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Și într-un fel, vedeți, am fi tentat să zicem că nu e nevoie să-L vedem pe Dumnezeu, pe Hristos a El, ci pur și simplu e nevoie să credem. Aici, de fapt, e vorba un pic de altceva. E adevărat că noi trăim foarte multă vreme în viața noastră prin credință. Adică credem că
că El există, credem că El ne poartă de grijă, credem, pentru că auzim Evanghelia, pentru că suntem aproape de biserică și așa. Dar nu înseamnă că a-L vedea pe Hristos nu este un cel mai înalt decât credința. Pentru că părinții mari ai bisericii despre asta vorbesc. Că-L văd pe Hristos, să-L văd pe Dumnezeu. Credința este un drum până la vedere. Dar unde e problema aici? Problema era că Toma își închipuia că această întâlnire cu Hristos, această vedere este una fizică. Și de asta Hristos zice, nu asta este cea mai importantă vederea fizică, dar cel mai important lucru este întâlnirea cu Hristos. Și vedeți că în felul acesta ne dă nouă șansă celor care trăim acum la 2000 de ani după aceste evenimente să ne întâlnim cu Hristos, să-L vedem. Noi nu mai putem vedea fizic așa cum era El atunci, pentru că s-a înălțat la ceruri. Dar vederea lui Hristos există. Și care este această vedere a lui Hristos? Este una lăuntrică. Una lăuntrică pe care omul lui Dumnezeu, omul curat cu inima, așa cântăm la liturghie, așa citim din Evanghelia după Matei, din Predica de pe Munte, fericiți și curați cu inima. Aceia vor vedea pe Dumnezeu. De ce zice curați cu inima? Păi, ca să-L vezi fizic, nu trebuie să fie curat cu inima. E vorba de vederea fizică. E vorba de vederea lăuntrică, că doar în inima, dacă e să fie inima curată, acolo îl vezi pe Hristos. Și culmea că acea vedere lăuntrică nu mai este însoțită de dubii. Că și în cazul apostolului Toma, paradoxal, el se încrede în simțuri, dar pe de altă parte, prin replicile pe care le dă ucenicilor săi, de fapt, are neîncredere, are dubii în ceea ce privește simțurile. Că zice, dacă nu voi vedea eu, dacă nu voi pune mâna eu, deși ceilalți ne-au spus că l-am văzut. Deci el însuși avea dubii în simțurile noastre fizice, omenești. Și atunci Domnul zice, nu asta e vederea adevărată care va veni de acum încolo. Ci vederea adevărată este cea în inimă. Și credința, de fapt, nu înseamnă doar că primim ceea ce, pur și simplu ceea ce biserica ne spune, ci credința înseamnă experiență. Și frățile voastre și noi, până la urmă, ne-am făcut călugări din această dorință de a ne întâlni cu Hristos. E tare important acest lucru. Și această întâlnire cu Hristos să ne conducă la acea concluzie, Domnul meu și Dumnezeu meu. Eu să-L văd pe Hristos. Eu să-L simt pe Hristos. Poate pare mult ceea ce spunem acum. Însă părinții ne-au propovăduit acest lucru. Sigur că noi trăim atât cât putem și cum putem și Domnul când va binevoi să ni se descopere, să va descoperi. Însă țelul creștinului este acesta. De a-L vedea pe Hristos. Încă o dată zic, nu fizic, dar lăuntric în inimă. Și iarăși mă întorc la chilia noastră, pentru că mă adresez în mod special frăților voastre, care faceți din chilie rai și care încercăm și noi să facem din chilie rai. În chilie se întâmplă foarte multe lucruri. Trăim și suferința, trăim și iadul uneori, pentru că ne simțim singuri, ne simțim părăsiți, poate, de Dumnezeu, dar trăim și raiul. Pentru că pacea pe care a vestit-o de atâtea ori Hristos în preajma învierii, uneori ne este încăduită și nouă, acolo, în ungherul nostru. În ungherul nostru care stă față-față cu Domnul. Și e tare bine. Și e tare bine. Și Evanghelia de astăzi ne încurajează la acest lucru. Pe noi cei din mănăstiri, dar și pe ceilalți din lume. Țelul principal, scopul final al vieții noastre este acesta. De a ne întâlni cu Hristos cel înviat. De aceea Sfântul Apostol Toma ne devine și nouă un model de un fel. Un model de căutare, de cercetare, de neliniște bună. Până când și noi ne întâlnim cu Domnul. Și aș mai adăuga lucrul acesta. Ne cheamă, iertați-mi poate exprimarea o pic dură, ne cheamă să nu fim leneși. Să nu fim leneși și să ne mulțumim cu puțin. Ci ne cheamă să fim foarte harnici și revnitori și să-L chemăm pe Domnul foarte des, neîncetat. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, păcătoasa și lumea ta. Acesta este darul învierii pe care ne-l aduce astăzi Sfântul Apostol Toma. Posibilitatea de a ne întâlni cu Domnul Hristos. Astăzi ne-am înviat Domnul Hristos cel înviat și pe noi cei care am poposit la mănăstire la
ca și El. Ne-am îngheiat Domnul Hristos slujind împreună cu Părintele Protopop și cu Părintele Serafim și cu frățiile voastre care am constituit în această zi Biserica Lui Hristos vie. Această mângâiere încercăm să o ținem cât mai mult în inimile noastre și să o ducem la casele noastre și să o și răspândim celor care au atât de multă nevoie de îmbrățișarea învierii. Vă mulțumim pentru dragostea cu care ne-ați înconjurat și vă salutăm cu bucuria. Salutul bucuros al Paștelui, Hristos a înviat, bucuria mea, bucuria noastră.